Salutare toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal de data aceasta împreună cu Rafael. Suntem pe Brawl Stars, s-a făcut un mic update pe acest joc, așa că nu uitați să apăsați butonul de like la 5.000-6.000 de like-uri, o să continuăm această serie. Știu că n-am mai postat de foarte mult timp, dar voi ați spus că nu mai sunteți interesați de această serie și eu am băgat banii ăștia degeaba aici. Așa că s-a făcut un update. Ce s-a făcut, Rafaele? S-a adăugat un skin gratis pe shop. Bun titlu pentru tine, nu? Skin gratis. Da. Bun titlu. Ia uite, s-a adăugat acest skin. Retragon Jesse. De ce aș mai vrea încă un skin pe Jesse când eu deja am vreo 3, cred că. Ok. Luăm aici, deschidem și noi chest-ul acesta. Free chest-ul ăsta ne-a dat pe Nani. Și s-a mai adăugat ăsta, Streetwear Max Skin. Și ce mi se pare interesant, că s-a adăugat skin-urile Silver, Rafaele. Le vezi? Silver Coin. Aici, true silver skill. Și avem bani, avem 38.000. Și s-au mai adăugat chestii pe aici. Asta nu știu dacă era, cred că era. S-au adăugat destul de multe. Mi-am pus și eu 96 de geburi. Ce mi s-a părut interesant și mi-a plăcut update-ul este că s-au adăugat în continuare chesturi. Ce încerc eu să spun de atâția ani? Băi, sunt prea puține chesturi, uite. Și acum s-au adăugat până la 50.000, dacă nu mă înșel, nu? Și asta mi se pare bine, că încurajează oamenii să joace. Dar dacă ai contul maxat, nu știu care ar mai fi sensul. Poate să iei gol de până la 50.000, acum vezi? Și e o nouă icoană. Ok, mișto asta. Din păcate nu s-a adăugat noul caracter, nu știu cum se numește, habar n-am, este. Era un caracter acolo, un roboțel, parcă era. Și cică au început să pună guri la caractere, Rafael. La Colt a pus gură, le-a pus la guri la oameni, uite. Eu te vezi? Da. Au început să facă din gură și mai era la un caracter, dar nu mai știu la care. La, uite, la ăsta, cred. Ăsta n-are gură încă. Dar poate are skin-ul default. Hai să scriem și noi chesturile, să lăsăm astea și după mai vorbim. Prima oară mergem aici la Trophy Road. Luăm gold-ul ăsta. Cu ăștia 30 de bănuți. Luăm next tire și avem 2 mega boxe. 2 mega boxe, Rafa. 6-6 aici în colț, frumos. Hai, primul. Ăsta, cum se numește? Mega box. Luăm pe Nani. Așa, și mai luăm un mega box, să vedem. Op. Un mega nimic. Box. Aproape nimic în ele. Cred că s-a micit și șansa de a-ți mai dropa ceva. Tot Gale la sfârșit, mă? Gale. Și acum poți să pui dele în joc, nu? Poți să dai emoticoane în joc. Acum. Da. Așa cred eu. Ok, aici să mergem pe shop. Am văzut că bai ăsta. Am putea să cumpărăm ăsta. Hai să-l cumpăr. Hai, nu-l cumpăr încă. Vreau să-l cumpăr pe ăsta. Avem 38.000 gold, mai avem și Trophy Road-ul. Hai să vedem aici, dacă aș da 60, unde și ajunge aici. Ceea ce nu m-ar ajuta prea mult. Mai deloc și megaboxuri nu prea mai sunt. Dă-i luăm pe Gil. Nu l-am eu pe Gil? Nu. Hai să vedem ce caractere nu am. Uite, l-am pe Gil aici. Nu l-am pe Mr. P și pe Sprout, ăștia doi nu i-am. Așa că aș vrea să-i deschid, Rafael. Hai să mergem pe Trophy Road. Avem 3 chesturi de colectat. Hai să vedem. 15.000 de trofee pe vremea mea când aveam. Hai să vedem. Nimic, absolut nimic. Îți vine să crezi că îți dă nimic? Nici măcar nimic. Și hai să vedem. Un mega box de 16.000 de trofee. Ia, cum a apărut, ești nebun. 3. Mă minte cu un cum mă cheamă? Mă minte cu un de ăla, cu un gadget. Vreau caracter aici. Ce înseamnă asta când furfui așa? E gadget? Star power? Sau gadget? Sau caracter? Gadget. Și mai e ceva. Star power sau caracter? Star power. Clone projector. Serios? Că mă așteptam la ceva mult mai bun, sincer să fiu. Puțin dezamăgit de acest opening, dar hai să vedem, ci că Shelly are gură. Stai că mi-am să-i aminte. Hai să vedem gură lui Shelly. I-a pus gură, i-a pus dinția. O vezi? Și aici îți dai emoticoanele. Dar eu nu am. Are dinți. Dar eu nu am emoticoane. Spui pinurile pe caracter. Înțelegi? Pe fiecare caracter ai pinuri. Dar eu nu le am. Trebuie să le găsesc în pachetel, Rafaelen. Și mi se pare că am luat un pachet și nu mai știu ce pinduri am apucat de el. Mi se pare că ai pun pin default la fiecare. Ok, hai să mai cumpărăm un chest de aici. Mai dăm și banii pe el. Sper să fie worth. Da, e ceva aici. Un gadget probabil. Dacă mi-ar da un caracter ar fi șpecher. Un gadget, suplex. Și 200 de ăștia. Ok, frumos.
S-a adăugat și un nou mod de joc, am uitat să spun. Super City Rampage s-a adăugat, Rafaele. Și s-a adăugat înapoi Hot Zone, că a zis lumea că e tare Hot Zone, auzi? Hai să vedem mai departe. Vreau să cumpăr acest skill. Și vreau să văd cum... Ia să văd întâi dacă îmi place. Că poate nu-mi place, nu? Ce zici de skill-ul ăsta? E alb. Asta a, e interesant. Pe ideea. Ok. Hai să-l luăm să vedem că vreau să-l iau și pe la gold. Ia. True silver și gold mi-l dă acum? Sau să mă duc pe skin cumva și mi-l upgradez? Că știu că îți dă și gold, nu? Piper. Trebuie să-l upgradez pe ăsta. Aproape e max power. Așa, hai să vedem pe Piper. Unde e Piperuțul? Așa. Selectăm skin-ul ăsta. Așa, și cum îl upgradez la gold? Trebuie să aștept următoarea ofertă? Da. Cred că trebuie să aștept următoarea ofertă. Cumva. Deși skin-urile astea erau decente. Dar trebuie să-l mai bage și pe ăsta. Așa, Rafael, deci asta este skin-ul, am deschis aproape tot, am avansat tot. Cred că asta e tot, lumea știe deja, gadget-urile le are. Lumea știe deja gadget-urile. Ăsta nu vreau să-l iau, că nu prea mă joc cu el. Ăsta ar fi interesant, dar e prea scump. Și asta e tot, asta e tot update-ul, Rafael, deja am pătruns până tot update-ul. Hai să dăm și noi un match, tot dacă vrei să jucăm, dacă nu joc eu singur. Hai că Rafael vizionează, că nu mai are cont de Brawl Stars. Iată, Rafael, că o să joc aici. Uite, nou fundal. Ăsta e caracterul, robotul ăsta. Aha. Hai să vedem. Batka. Ce-am dat alea? Bă, dar ăla vede tu fișe. Hai să vedem, Rafael, dacă reușim ea. Mamă, mă rupe asta. Mamă, am de-aia la tastatură, dar nu pot să mă miști sau ce naiba, mă? Iar mi se oprește. Nu poți să te miști, X-Ladere. Mă rup pe ăsta, mă prinde aproape. Rupe pe ăsta. Hai, Rafaele, să... Hai, mă, X-Laser, să-i terminăm. Bă, tu era, văd că era să mor? Ia mă, ia-le și vină cu a. Uite-l pe ăsta, pe-al meu. Dipârlietan. Așa arată un pârlit. Te flexez, X-Slader. Păi mă flexez cu skin-ul, nu vezi? Sunt pro Piper. Nici nu te vezi într-o fiș, zici că ești fantom aici. Zici că ești o fantomiță. Uuuu, uite cum fac, ești nebun? M-am flexat cu Silver Piper, ce mai vrei, mă? Ai flexat. Stai puțin, Rafa, că am uitat ceva. Am uitat să arăt Crow. Că știu că atunci când ai făcut un live, mă uitam și vedea pe Crow. Așa, hai să vedem Crow. Unde e Crow? Ia să-l văd. Ești atent? Ăsta da. Și ăsta. Ia uite-l pe-al tati. Și? Îl vezi?
Altceva? Ia vezi pe ăsta. L-ai văzut? A. Bă, da, greu să te beci. Hai mă, ce face? Hai să vedem că s-a încărcat. Uite-l mă, da, 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 altceva. Altă viață. Uite-l. Mamă, dacă vedeți-o pe următoarea, am venit-o. Aici, bal. Mă, cum scot emoții? Vreau și să scot emoticoare. A, uite-te aici. Mă, ce s-a întâmplat? De ce m-a tras de aer? Uite palme, uite palme. Hai să-l vedem pe al meu. Vreau să mă uit așa. Dăm pe spate. Și ne uităm, Rafael. M-a tras din aer, cumva. De ce a făcut asta? Du-te, cocorociul meu, să te duci. Hai să vedem, Rafael, că mă bag eu acum la ei. Mamă, dacă îl prinde, vine eu invincibil. Și ăla moare, mă, moare acum, n-ai cum să trăiești. Dar de ce să ne încarcă, what? What? Aici v-am lăsat și eu, uite cum arată Crow. Cu like-ul jos.